Galeriile de artă din magazinul Tomismol Constanța au găzduit joi un vernisaj organizat de către Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universității Ovidius, unde mai mulți masteranți, proaspăt absolvenți și-au expus publicului o parte dintre lucrări. Printre aceștia se află și Silviu Ioan Wagner, fost politician, fost director general al companiei petroliere Oil Terminal și fost candidat la Consiliul Local Constanța. Împreună cu ceilalți colegi, Wagner a primit aplauzele publicului numeros și încurajările mentorilor și ei prezenți la vernisaj. Toată viața am fost pasionat de pictură, dar am reușit să materializez această pasiune abia acum, la vârsta a doua. Până acum, ori nu am avut timp să mă ocup, ori a intervenit altceva de fiecare dată și am tot amânat. În cele din urmă am reușit să fac ceea ce-mi place, declară Silviu Wagner. De remarcat că Silviu Wagner, de profesie economist, a devenit pictor la vârsta de 60 de ani. Însă, după cum singur afirmă, pasiunea aceasta o are de la vârsta de 12 ani. El a lăsat mai moale munca de birou și își petrece timpul liber într-un mod plăcut, în atelierul propriu de pictură, printre vopseluri și pensule.